Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 9 august 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre pe care le primesc în timpul zilei de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea, simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 9 august, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest nou an, ca să zic așa, și să-i împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de astăzi. Iată așa arată ceașca, dragilor. Asta este ceașca noastră de astăzi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Exact așa cum vă doriți. Haideți să vedem, dragilor, ce are ceșcuța să ne spună. Iubiții mei, văd aici o persoană pe care o vei cunoaște la prag de seară, poate când mergi la plimbare sau ieși la o aniversare în aer liber. Această persoană te va ochi din prima clipă și îți va face ochi dulci, chiar dacă va avea o mică reținere în a veni spre tine la început, va reuși să se orienteze spre tine în cele din urmă. O să aveți o relație foarte frumoasă alături de această persoană. Un dușman, dragii mei, sau o dușmancă, o femeie sau un bărbat care te pândește foarte mult, vrea să te pună la pământ, dar tu cu rugăciunile tale, dragul meu sau draga mea, te ții pe picioare, îngerii țin această persoană departe de voi. Iubiții mei, văd aici un geam. Stați cu ochii la geam, văd că așteptați ca cineva să vină. Și mai apar și două drumuri. Se pare că această persoană va trebui să străbată două drumuri, dar va veni la voi în cele din urmă și vă veți căsători cu acest om. Dragile mele, văd că poate este posibil să rămâneți însărcinate voi sau altă femeie apropiată. Veți naște un băiat, un băiat slab, frumos și sănătos, care vă va bucura foarte, foarte mult. Dragii mei, se mai vede aici în cafeluță un tren. Să știți că acest tren este trenul vieții dumneavoastră. Vă așteaptă să urcați în el spre a vă conduce la destinația dorită. Da? Această destinație poate fi o activitate pe care vreți să o începeți sau o persoană pe care vreți să o aveți în viața dumneavoastră. Da, indiferent ce vă doriți, văd că trenul este în gara dumneavoastră și vă așteaptă să îl luați spre această destinație. Dragul meu sau draga mea, văd că te întâlnești sau vorbești cu această persoană de ceva timp și ești curios sau curioasă ce gândește sau ce simte față de tine, pentru că încă nu și-a deschis sufletul în fața ta. Dar stai liniștit sau liniștită pentru că acest lucru se va întâmpla și pentru tine într-un moment când te vei aștepta mai puțin la acest lucru. Veți ieși la întâlnire și pur și simplu te vei trezi că această persoană își va dezvălui sufletul ție, îți va spune cât de mult te iubește și mai ales că are gânduri cât se poate de serioase în ceea ce te privește. Vei fi foarte fericit sau fericită la auzirea acestor vești și vei considera din acel moment că merită să-ți investești sentimentele în această relație.
Și așa va fi, dragul meu sau draga mea, vei face foarte bine că te vei manifesta așa cum vei dori în această relație. Dragul meu sau draga mea, văd că persoana pe care o iubești a rămas între două persoane. Între dumneavoastră, poate și mama lui. El vrea să fie cu voi, dar mama lui nu te dorește. Dar să știți că voi veți fi împreună pentru că tu îl iubești foarte mult pe acest bărbat și o să vă căsătoriți. O să aveți și doi copii împreună. Pentru cei cu inițialele S, P, C, M și N, văd că se deschid multe uși. Ușa muncii, a dragostei, a norocului. O să fiți foarte, foarte fericiți. Foarte mult v-ați bătut, văd, ca peștele pe uscat, să aveți și voi noroc și până la urmă ați reușit. Dragii mei sau dragele mele, văd cum sunteți singuri într-o cameră și plângeți în ascuns, vă simțiți singuri sau singură și mereu plângeți, dar plângeți degeaba, dragii mei. Poate că plângeți pentru că anumite persoane vă jignesc sau vă fac rău într-un fel sau altul, dar, dragii mei sau dragele mele, nu mai puneți la suflet atât ceea ce fac alții pe lângă voi sau în ceea ce vă privește, da? Pentru că ceea ce fac alții nu vorbesc decât despre ei înșiși. Nu vă pot atinge dacă dumneavoastră nu îi lăsați. În fața dușmanilor, oricum, trebuie să fiți puternici, să zâmbiți, pentru ca ei să vadă că nu pot face nimic împotriva voastră. În casa voastră, dragilor, văd că mai apar ceva certuri, de la nimica toată, v-au obosit aceste certuri, vă doriți să fiți mai liniștiți, mai liniștite, să stați la masă cu bucurie, dar această persoană care vă ceartă mereu, să știți că este sub o vrajă. Această vrajă va mai acționa încă maxim 3 luni de acum înainte, pentru că persoana care îi face vrăji va cădea la pat și nu-i va mai ajunge puterea să-i facă rău acestei persoane din familia voastră. Dragii mei, văd că sunteți, sau dragele mele, despre voi este vorba, sunteți într-o relație cu un bărbat de ceva timp și acest bărbat văd că vă iubește, vă declară dragostea din nou și vă cere în căsătorie. Veți fi foarte, foarte fericită alături de acest om. Dragii mei sau dragele mele, văd că o să vă intre ceva bani în casă în curând. Este posibil și să aflați că veți avea foarte curând, veți intra la un loc de muncă mult mai bun decât ceea ce ați avut până acum și acest lucru o să vă bucure foarte, foarte mult. Cu sănătatea, aveți grijă la durerile de cap, nu mai stați atât de mult în soare. Dragii mei, văd că pentru voi vine o minune nemaipomenită. Veți reuși să aveți tot ceea ce vă doriți. Pentru persoanele cu părul până la umeri, să știți că toate problemele s-au terminat pentru voi. Destinul va fi în favoarea voastră, fie în muncă, fie în dragoste, fie în sănătate, da? Vei fi foarte, foarte fericit sau fericită. Dragii mei, văd aici o mulțime de oameni care se înveselesc și dansează, poate este o nuntă sau o zi de naștere sau altceva, dar văd că vă veți simți și voi foarte bine alături de acești oameni. O cămilă, dragilor, mai apare aici și este încărcată. În următoarea perioadă văd că vine spre voi noroc cu carul, în muncă, în afaceri, în casă, da, totul vă va merge conform așteptărilor. Văd aici două persoane care se îmbrățișează, fie vine cineva de departe și vă bucurați de vederea acestei persoane, fie vă împăcați cu o persoană cu care sunteți certați de o bună perioadă de timp. Cum vă împăcați, cum în fața voastră se vor deschide toate ușile? Veți plânge de fericire, veți simți în acele momente că sunteți cu adevărat binecuvântați sau binecuvântate.
Pentru cei cu inițialele A, B, M, N și S, văd că veți primi niște vești foarte bune, fie financiar, fie în muncă, fie în casă. Este posibil să primiți aceste vești prin telefon. Și văd că lacrimile voastre de durere pe care le-ați avut până acum se vor transforma în lacrimi de bucurie. Da? Pur și simplu veți avea aceste lacrimi de bucurie în momentul în care veți afla aceste vești. Dragii mei, mai văd aici câțiva delfini care sar în apă și sunt foarte fericiți. Acești delfini vă aduc foarte mult noroc în viață. Se pare că o să vă meargă și vouă foarte bine. Vă orientați din ce în ce mai mult spre drumul cel drept care vă așteaptă în viața. Dragii mei, văd aici un pom și în jurul lui totul alb. Acest pom este pomul vieții dumneavoastră. Se pare că viața voastră va înmuguri, dragii mei. Multe șanse veți avea din acest moment. Mai văd aici un păun cu pene foarte frumoase. Norocul intră în viața ta, viața ta va înflori. O să aveți spor în muncă, sănătate, o sănătate bună. Relațiile sunt din ce în ce mai bune. Și mai ales acea relație cu omul pe care voi îl iubiți. În trecut, dragii mei, văd că ați dat o pereche de pantaloni. Și văd că această pereche de pantaloni ți s-a înapoiat. Da? Pe acei pantaloni să știi că este o pată și acea pată reprezintă o vrajă care este făcută asupra ta prin acei pantaloni. Mare atenție, da, în momentul în care vei purta această pereche de îmbrăcăminte, pentru că este făcută să acționeze ca o vrajă asupra voastră. Cifra 8, dragii mei, mai văd aici. Peste 8 zile sau 8 săptămâni, văd că vești minunate vor veni spre voi. Te văd pe tine cum îți bei cafeaua, te relaxezi, îți faci vacanța vieții tale așa cum îți dorești și văd că vei face și două drumuri deschise în această perioadă și o să rezolvi foarte repede tot ceea ce tu ți-ai propus. Haideți să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Dorința voastră, să știți că este pe cale să se împlinească destul de curând. Mai văd aici că greutățile din viața voastră se vor scurge cât de curând și veți fi și voi fericiți sau fericite, veți avea bucurie în casă și veți fi mai liniștiți sau liniștite decât ați fost până acum. Mai mi-apare aici dorința voastră sau poate posibilitatea ca voi să rămâneți însărcinate în perioada următoare, dragele mele, dacă sunteți femei. V-am spus și în cafeluță, da, este foarte posibil ca dumneavoastră sau cineva foarte apropiat vouă să aibă un copil în perioada următoare. Și această veste vă va bucura foarte, foarte mult. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!